De ce să folosim plante în răcelile simple? Deoarece plantele își fac pentru ele toate medicamentele care sunt necesare să reziste în mama natură. Și ele suferă de frig, și ele sunt atacate de virusuri, de bacterii, și ele stau în ultraviolete. Ca urmare, există o medicină fitoterapică, care este o ramură a medicinei alopate, în care se utilizează preparate standardizate, adică măsurate și clar îmbinate, ca să dea efecte tot antiinflamatorii, pentru că planta suferă de frig și își face un antiinflamator, își face și cortizon natural, își face și antivirale, antimicotice, deci se utilizează substanțe din plante amestecate care ne vor face bine și nouă. Și această medicină din plante trebuie încercată la primul semn de boală.